Doi. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit la partida Fontân pentru etapa 7 din play-out-ul grupei A din Liga a doua, dintre Minaur Baia Mare și Clubul Sportiv Comunal Shelleyburg. Deși nu a suferit nicio înfrângere în play-out, Minaur Baia Mare se află într-o situație extrem de dificilă și are nevoie astăzi de o victorie pentru a mai putea spera la o minune în tentativa sa de a juca barajul de menținere în eșalonul secund. 23 de etape jucate la matineu, sub soarele eșalonului secund, Minaur Baia Mare este campioana egalurilor cu 10 remize trecute în contul său. În 8 partide dintre ele, galben-albaștri au condus, dar au fost egalați. Și nu putem să nu ne gândim ce-ar fi fost dacă. Dar nu putem da timpul și nici meciurile înapoi, și atâta timp cât mai există o șansă cât de mică, elevii antrenați de Vasile Miriuță se vor agăța și profita de ea. Comunal Shelleyburg vine la Baia Mare după o înfrângere pe propria arenă, chiar împotriva lui Metaloglobus București, echipă ce pare să-și fi revenit de-a dreptul miraculos chiar în bătălia cu Minaur Baia Mare. Oricât de ciudat ar părea rezultatul călăreților roșii cu bucureștenii din etapa trecută, ei poposesc sub dealul florilor pentru a spăla, credem noi, rușinea din etapa trecută. Minaur Baia Mare a mai surclasat elevii antrenați astăzi de Claudiu Niculescu, administrându-i un sever 3-0 în sezonul regulat, iar băimărenii speră să repete isprava și astăzi. Indiferent dacă Baia Mare se va despărți sau nu de eșalonul secund, lumea fotbalului rămâne impresionată de publicul din Baia Mare, care, în ciuda situației dificile din clasament, nu și-a fluierat favoriții la niciun meci. Publicul băimărean este și rămâne campion al eșalonului secund, la modul în care trebuie încurajată o echipă. Meci de meci, adevărații suporteri au fost alături de echipă și au susținut favoriții atât la victorii cât și la înfrângeri. Suferim și nu ne place situația echipei, dar suntem și vom fi mereu aici pentru mineri. Jucătorii noștri sunt conștienți că au în spate un public minunat
care poartă spre victorie de fiecare dată și vor face totul pentru victorie, vor juca pentru noi până la ultima secundă a campionatului. Să-i susținem și noi până la capăt, pentru că iubim această echipă și ne pasă de ea. Hai, Mineru! Domnul, domnișoar și domnilor, bine ați venit pe stadionul Viorel Mateanu din Baia Mare la meciul din etapa 6 a play-out-ului grupe A dintre CS Mineaul Baia Mare și CSC Chelebar. După cum bine știți, astăzi mai sunt programate în grupa partidele cinsele de Damir Curaciuc, Unirea Slobozia și Metalul Globului București, CSM Slatina. În grupa B avem alte trei partide, Unirea Constanța Defensa Timișoara, FC Brașov Concordia Chiajna și Progresul Spartak CSC Dumbrăvița. Iar în play-off, astăzi de la ora 12 se discută partida Unirea de CSA Steaua București, luni 1 mai de la 17:30, Gloria Buzău FC Dinamo București, iar marți 2 mai, ora 17:30, Politehnic Iași Oțelul Galați. Partida de astăzi dintre CS Mineaul Baia Mare și CSC Chelebar va fi oficiată la centru de Andrei Paciu din Botoșani, secundat la cele două margini de Călin Cimponeriu Lugoș și Ștefan Patrick Sandu din Timișoara. Arbitru de rezervă Viorel Mihai Haifas din Botoșani, observator din partea Federației Române, Ștefan Silac, observator de arbitri și Romeo Malac din Timișoara, delegat de joc. Finalul campionatului, Chelebar a venit pe stadionul din Dealul Florilor fără emoții în ceea ce privește retrogradarea. De partea cealaltă, Mineaul Baia Mare are nevoie de victorie și de alte rezultate, atât astăzi cât și în ultima etapă din play-out, care s-o avantajeze pentru a scăpa de retrogradarea directă în Liga 3. Eu sunt Florin Crișan și vă invit să urmărim împreună ceea ce sperăm că va fi un duel extrem de interesant din play-out-ul Ligii a doua din România. Să vă prezint rapid și cele două echipe. Începem cu aspeții de la CSC Chelebar, poartă cu Mitrovici, apoi Palmeș, voi cu Lungu, Natea, Luca, Mitrea, Monea, Cărăruș, Năstăsie și Jordan. De partea cealaltă, Mineaul Baia Mare cu Avram, Lazar, John Mondragon, Forge, Dania, Kinde, Stoian, Gheba, Jovanovici, Stănescu și Valmir Penișa. Rezerve la Chelebar, Roșca, Visa, Manole, Arhiri, Crișan, Popescu, Buzan, Răducioiu și Ursu. De partea cealaltă, la Mineaul, pe banca de rezerve pentru postul de portară, Băilă, Iacob, Alexe, Iarovici, Cim, Matei, Rotar și Simion. Partida de astăzi este arbitrată de o brigadă formată din Andrei Paciu la centru din Botoșani, ajutat de Călin Cimponeriu din Lugoș și Ștefan Patrick Sandu din Timișoara. Rezervă din Botoșani, Mihai Hasna și observator de arbitri, domnul Ștefan Țilaghi din Satu Mare. Se joacă partida pe stadionul Viorel Mateanu din Baia Mare. La cele două stadion mare istorie în
campionatul României, în istoria fotbalului românesc. Nu uităm de acel duel de care Marea Mureșenii își amintesc cu mare plăcere. Un 0-0 aici cu marele și legendarul club spaniol Real Madrid. Prima posesie a partidei aparține formației oaspete. Schellenberg are prima posesie în alb-roșu, cei supranumiți călăreții roșii. Minaurul astăzi începe în albastru complet. Posesie pierdută de oaspeți și mingea ajunge la portarul Raul Avram. Avram, un portar de 29 de ani, are 7 prezențe în acest sezon. Acesta este meciul cu numărul 8, a jucat și în etapa trecută la Slobozia, în acel 0-0. Voi prezenta detalii despre parcursul celor două echipe în play-out pe parcursul acestei partide. Repun de la margine gazdele, acolo Alexandru Stoian, un jucător tânăr, stă de 19 ani. Minge trimisă în față spre Rafael Stănescu, în zonă centrală. Stănescu încearcă o pasă pe partea dreaptă. Vedem centarea, sunt doi oameni în care însă Kinde nu reușește acolo să centreze. Minge recuperată de către cei de la Schellenberg, care obțin și aruncarea de la margine după intervenția lui Rafael Stănescu, cel de la care a plecat faza de mai devreme. Se mai joacă de la această oră în această serie partidele Csíkszereda, Unirea Slobozia și Metaloglobus Slatina. Minge acum la picioarele lui Alexander Mitrovici. Ataca celor de la Schellenberg, minge recuperată însă ușor acolo de Răzvan Horj. Faultat acolo la mijlocul terenului și un duel mai aprins acolo. Chemați acolo cei doi jucători de centralul din Botoșani, Horj și Ionuț Năstăsie. Chemați acolo chiar la punctul de la centrul terenului. Vasile Miriuța, antrenor la Minaur Baia Mare, Claudiu Niculescu principal la cei de la Schellenberg. Minaur neînvinsă în play-out, însă e, cum spunea și Crainicul la începutul partidei, e campioana egalurilor. Minaur Baia Mare, mai puțin de 10 egaluri, iar în 8 din acestea Baia Mare a condus pe tabelă, însă s-a văzut de fiecare dată egalată și atât ajunge Minaur să depindă de rezultatele celor de la Metaloglobus, echipă care se află pe locul de baraj. Pe 5 cu 26 de puncte Minaur, pe 6 cu 22. Acțiune acum la partea celor de la Baia Mare, se apără bine, însă acolo Horj. Nu a fost Horj, ci John Mondragon. Din nou posesie pentru Minaur. Se oprește acolo Horj. Dandea smite în lateral la Răzvan Lazar. Așează atacul băieții antrenați de Miriuță. Ricky Gheva. A stă bine în teren, un 4-4-2 propus de cei de la Schellenberg, cu Năstăsie și Yuri Jordan Ghele în față. Cum o lansat în adâncime către Berisha, protejează acolo însă excelent Nesterloi Lumbu. ...25 de ani pentru Lumbu, un francez care a jucat mult în Elveția. Se pregătește să degajeze Alexander Mitrovici. Vă voi ține la curent și cu evoluția scorului în celelalte partide. Vă reamintesc Csíkszereda, Unirea Slobozia și Metaloglobus Slatina. În această etapă stă Poli Timișoara, echipă care a retrogradat în Liga 3-a. 5 echipe vor retrograda
5 vor promova, se luptă o luptă interesantă și în Liga 3 pentru promovare din seriile a 9 și a 10, seriile din această zonă geografică. Lovitură liberă pentru cei de la Minaur Baia Mare. Se pot duce oamenii înalți în careul lui Mitrovici. Va executa lovitura liberă Rafael Stănescu. A ținut acolo distanța capitanul celor de la Schellenberg, Năstăsie. Deocamdată centralul din Botoșani ține cartonașele la buzunar. Un șut acum de la distanță a lui Ricky Gheba, mult peste poarta apărată de Mitrovici. Cele două echipe s-au mai întâlnit în acest sezon tot aici pe stadionul din Dealul Florilor. Minaur a reușit să se impună atunci cu 3-0. Partida s-a jucat pe 23 octombrie 2022. Urmat către Stanciu, Gheba și Chitaș. Minutele 17, 84 și 88. Faultat acolo un jucător de la Schellenberg. Lovitură liberă din propria jumătate pentru Oaspeți. 6 minute trecute aici la Baia Mare, în continuare 0-0. Atacă acum pe partea stângă celor de la Schellenberg. Centrare acum la bara a doua, se apără bine însă Stoian. Încă o centrare, a fost centrarea lui Monea. E corner, mingea a fost deviată de un fundaș la reluarea lui Jordan. A declarat și Vasile Miriuță după meciul de la Slobozia din etapa trecută, încheiat 0-0, un meci în care Baia Mare a ratat multe ocazii. Are și ghinion, sunt 4 puncte, mai sunt 2 etape, greu, greu pentru Minaur. Corner acum pentru Schellenberg. Undeva pe 6 metri. Reluare în careu, de unde respinge John Mondragon. A recuperat Năstăsie pentru Schellenberg, doar pentru moment, și posibilitate de contraatac pentru cei de la Minaur. Faultat acolo din spate și e primul cartonaș galben al întâlnirii, văzut de Nesterloi Lumbu. Minutul 8. Va fi greu pentru Lumbu. De formația Oaspete, numărul 28, Lumbu. Fundaș central deja după doar 7 minute. Are cartonașul galben, trebuie să fie foarte atent Lumbu. Atac pentru cei de la Schellenberg, încercare de pas acolo spre Jordan. A stat însă excelent Răzvan Horj. Minge la picioarele lui Mitrovici. Nu s-a marcat nici în celelalte două partide din această serie, Cixele de la Slobozia și Metaloglobus Slatina. Câștigă acolo duelul aerian Florinel Mitrea. Jucător cu experiență Mitrea, 29 de ani, a trecut pe la Turi, Schindia, Târgoviște și Universitatea Cluj. Minge spate spre Mitrovici. Degajare bună a lui Mitrovici spre Jordan. Reușește acolo preluarea pe piept. Suporterii din stadion cer un hands acolo, însă este faultat Jordan de Carol celor de la Schellenberg. Mulțumit Miriuță de decizia centralului. Discut acolo cu arbitrul de rezervă. Palmeș.
încearcă acolo spre Luca, resping cei de la Minard, va fi repunere de la margine pentru Schellinger. Din nou Palmeș. Ține mingea în teren, excelent acolo cu numărul 22 Alexandru Stoian, să foarte bine coboară și acoperă zona Ciprian Nadea. Încă o dată se descurcă acolo Natea. Repun de la margine cei de la Minaur. Promovat anul trecut Minaur Baia Mare după un duel cu CS Hunedoara. Între timp formația de Hunedoara și-a decăpărat numele istoriei de Corvinul. Centrare în careu a lui Berisha. Foarte interesant acest jucător Valmir Berisha. Fost la un moment dat și în curtea celor de la Roma. A dus în țară de Chindia Târgoviște. Fault acolo făcut de Năstăsie. Fault la mijlocul terenului Petre Ivanovici. Minge acum pe dreapta la Chinde. Scurt până la Stănescu. Mondragon. Spate la Raul Avram. Din nou Mondragon, columbianul care are meciuri și în La Liga, la Osasuna Pamplona. Încercare de verticalizare acolo a lui Mondragon, recuperează însă repede Schellinger. Se dau lupte acolo în mijlocul terenului. Din nou pasă printre, încercare de angajare către același Berisha. Stoian. Prelungește Stoian pe stânga și din nou degajează terenul Ciprian Nadea. Repunere de la margine pentru cei de la Minaur Baia Mare. Horj joacă în centru la Mondragon. În același 4-4-2 pe defensivă cei de la Schellinger, Năstăsie și Jordan stau aproape de mijlocul terenului pentru un eventual contraatac. Corner acum pentru cei de la Minaur. Se duce să execute Horj. Fundașii centrali urcă în careu și Mondragon. Nu este Horj care execută, ci Stănescu. Centrarea lui Stănescu, dăptură de clap acolo, care trece însă peste poarta apărată de Mitrovici. Rămâne 0-0, minutul 14, prima ocazie a întâlnirii. Vine la poartea sibienilor. Un corner bătut bine acolo, între 6 și 11 metri. Greu portarului să iasă pe centrare dacă cornerul e bătut bine. S-a marcat la Miercurea Ciuc, Cixere, dar Unirea Slobozia 1-0, Metaloglobul Slatina în continuare 0-0. Acela e meciul care e cel mai interesant pentru cei de la Baia Mare. Minge în fața lui Năstăsie, către Jordan. Recuperează repede Minaur. Dandea. Joacă scurt la Ricky Gheba. Ivanovici. Din prima încearcă acolo Horj, o minge recuperată de sibieni. Se luptă acolo și obține faultul George Monea. 26 de ani pentru Monea, care a mai jucat în trecut și pe la Dipensia Timișoara și, dacă vă mai amintiți, de Unirea Târlungeni.
Creează din nou Hodge. Dandea. Pasă bun acolo a lui Rafael Stănescu, încă o dată Stănescu de la distanță. Pe lângă poarta apărată de Mitrovici, însă e din nou acțiune finalizată cu șut la poarta lui Mitrovici. Erau cam 25 de metri de poarta lui Mitrovici. Da, vă spuneam de Liga 3-a. În această zonă geografică se împerechează seria 9 cu seria 10-a, iar din seria 10-a cel mai probabil vom avea două echipe de tradiție la baraj, FC Bihor și Gloria Bistrița, pe primele două locuri în acest moment în Liga 3-a, iar din cealaltă serie, în seria 9-a, pe primul loc, a contat deja primul loc, Corvinul Hunedoara, cealaltă echipă cel mai probabil din seria 9-a, care va participa la barajul de promovare, va fi Unirea Ungheni. Nervos acolo Miriuță pe Viorel Chinde. Se cere mijlocașului celor de la Minaua să pună mingea jos. Posesia acum pentru Schellinger. Preluare bună acolo. Centrare în care nu se fluieră nimic. Mingea ajunge tot la CBN Monea. Centrare în care și o reluare acolo mult peste poarta lui Ion Cărăruș. Căzut acolo Jordan în care un 7 metri. Are nevoie de intervenția medicului Yuri Ghele Jordan. Un jucător în vârstă de 31 de ani. El a jucat la fel ca Lumbu în Elveția. Minutul 18 în curând aici pe stadionul Dealul Florilor, cum e cunoscut de Marea Mureșin. Continuare 0-0. Hodge primit de la Mondragon. Vasează acolo Hodge. Cercate de deviere a lui Berisha pentru Stoian. Ține mingea în teren Natea. Mondragon la post acolo. Trate decisă a lui Monea. Mondragon, Hodge, a început construcțiile de jos, cei de la Baia Mare, tot timpul de la fundașii centrali. Stănescu, fost jucător la Dinamo, Rafael Stănescu. Chinde, s-a fluierat Hens, dacă am văzut bine. Da, e lovitură liberă. Centrare pe jos, fără probleme pentru defensiva celor de la Schellinger. Excelent, se descurcă acolo Năstăsie. Între doi adversari, faultat în cele din urmă capitanul celor de la Schellinger, Ionuț Năstăsie. Chinde. Stănescu, din nou Chinde. Abia acum ajung oamenii în care o centrare în 6 metri. Reușește să respingă din acea zonă Palmeș. Și continuare rămân într-o zonă periculoasă cei de la Minaur. Lăptură de la colțul terenului, din nou Horgiu, Mondragon se duc în careu. A avut ocazie importantă Minaur la ultimul corner, venit însă de pe partea cealaltă. La prima vară acum vine centrarea, reluare greșită.
și va fi doar repunere din 6 metri pentru Schellinger. Probleme pentru jucătorul celor de la Minaur. Cred că e Valmir Berisha. Vă reamintesc un jucător care a trecut prin curtea celor de la Roma. A fost și pe la Halmstadt în Suedia. A mai jucat în Grecia, Norvegia și în Islanda. Se pregătește să degajeze Mitrović. Nu reușește acolo să controleze Ghele. Și va fi repunere de la margine pentru cei de la Minaur. Poate continua partida și Valmir Berisha. Are un nume cu conotații balcanice. Recuperează Monea pentru cei de la Schellinger. Cărăuruș trimite pentru Năstăsie, încercate de verticalizare spre Jordan Ghele. Se apără însă din nou bine cei de la Minaur. Pas acum din nou spre Berisha, prea puternic. A strâns acolo bine și Natea în zona lui Palmeș. Protejat bine la această fază Alexander Mitrović. Rămâne 0-0. Degajează Mitrović tot în acea zonă, partea stângă de atac a celor de la Schellinger. Năstăsie încearcă acolo cu călcâiul către Jordan. Din nou Ghele. Deschide bine Ghele spre Adrian Voicu. Monea. Pasă în care o fără probleme pentru Mondragon. Palmeș. Minge pe partea dreaptă, curge bine faza celor de la Schellinger. Monea pasă spre Cărăruș, centare pe 6 metri, scoate excelent, însă mingea îi revine lui Jordan Ghele și din minutul 23 CSC Schellinger conduce aici la Baia Mare cu 1-0, gol marcat de Ghele. A curs bine faza celor de la Schellinger. A scos foarte bine și Avram, însă mingea i-a revenit lui Jordan Ghele. Și iată, când suntem la jumătatea primei reprize, Schellinger-ul are 1-0. Confruntarea cu Minaur Baia Mare. Csíkszereda Slobozia e 1-0. La acest scor, Schellinger-ul trece la conducerea grupei, în grupa A din play-out, iar Minaur, din păcate pentru maramureșeni, se duce în Liga a 3-a. Trebuie să învingă astăzi Minaur. Iar cei de la Metaloglobus să se încurce. Să vedem replica maramureșenilor. Încercare de pas acolo spre Voicu. Centare în careu. Se descurcă excelent acolo Florinel Mitrea, care trimite cu capul spre Mitrović. Degajează Sibieni. Cum o depunere de la margine va executa Florinel Mitrea. Inge din nou spre Monea. Ajunge la acel balon Monea. Întoarce la Palmeș. Centare la 11 metri. Reușește acolo Voicu să înalțe mingea. Ghele reușește preluarea, însă se ajută de braț acolo. Va fi lovitură liberă din propriul careu pentru Minaur Baia Mare.
așează bine jocul Schellenberg, așteaptă construcția celor de la Baia Mare și acum se așează în acel 4-4-2, nu se grăbesc, nu este într-un pressing agresiv, așteaptă greșeala adversarului. Degajează Palmeș. În afara terenului repun de la margine gazdele. Jovanović. Pune mingea pe dreptul Jovanović, scurt la Gheba. Lazar. Kinde. Partea dreaptă, Kinde reușește să treacă de un adversar, centrarea lui Kinde. Prin fața porții nu era nimeni, însă la bara a doua. Și va fi repunere de la margine pentru cei de la Schellenberg. Bună acțiunea lui Kinde. A reușit să treacă acolo de fundașul stâng al celor de la Schellenberg. Deocamdată nu s-a mai insistat acolo în zona lui Nesterloi Lumbu. Să nu uităm, a văzut cartonașul galben Lumbu chiar în debutul meciului, undeva prin minutul 7. Recuperează Stoian, ajutat de Stănescu. Din nou recuperează repede cei de la Minaur. Acum e o minge jucată în zona lui Lumbu, se descurcă însă excelent fotbalistul celor de la Schellenberg. Mondragon la Horj. Lansare în adâncime a lui Horj, mult prea puternică pentru Berisha. Apar primele semne de nemulțumire și în tribună. A câștigă multe secunde aici Mitrović. Minge spre Ghele, omul care a marcat în minutul 23. Recuperează Gheba. Încă o minge înălțată în față, fără probleme pentru defensiva celor de la Schellenberg. Recuperează Palmeș. Repunere de la margine pentru Aspet. A, ceva probleme cu transmisiunea. Transmitem printr-un internet mobil, printr-un Wi-Fi. Nu avem posibilitatea să transmitem deci de pe stadionul din Baia Mare prin fir. Ne cerem scuze pentru astfel de înțelupe. Nu s-a întâmplat nimic pentru în perioada în care live stream-ul a fost întrerupt. În cazul în care se va mai întrerupe, trebuie doar să dați refresh la pagină. Ne cerem scuze încă o dată. Posesie pentru Minaur. Intervine acolo și arbitrul din Botoșani. Erau în posesie voi Moreni, nemulțumiți spectatorii de aici de pe stadionul Viorel Mateianu. Să centralul din Botoșani Andrei Baciu a oprit faza. Se rea cu minge de arbitru. Toate sunt directivele din ultimii ani ale celor de la FIFA. Dacă arbitrul intervine. Repunere de la margine pentru cei de la Schellenberg. Palmeș deprimește și încă o dată e out. Acordat de Ivanović. Recuperează excelent și se descurcă acolo Monea, centrare în care o să dat până la Horj, care reușește să degajeze. Berisha. 4 contra 2 pentru cei de la Minaur. Kinde pentru Berisha. Trimite însă prea puternic Viorel Kinde acolo pentru Berisha. Se descurcă însă excelent cei doi. Kinde are colegi doar pe 16 metri. Kinde încearcă direct poarta. Apără Mitrović. Extinde nemulțumit Viorel Kinde de modul în care au atacat poarta colegii veniți din linia a doua. Ambii atacanți ai celor de la Minaur erau undeva pe 16 metri, nu avea soluții Kinde. Trebuia să întoarcă în spate. Corner pentru cei de la Minaur.
Din nou Horgi, Mondragon în careu. Centrat de pe 6 metri. Respinge din acea zonă Lumbu. Ivanovici. Și centrarea lui Ivanovici. Aproape acolo Lumbu să devieze. Mingea ajunge, însă încede din urmă în brațele lui Mitrovici. Dandea. Minge pe dreapta la Kinde. Deschide bine jocul Kinde. Centrare pe 6 metri. Nu ajunge însă Berisha. Tot Kinde recuperează. Periculos și Băi Morini pe acel flanc drept. Pierde însă acum ușor Kinde în fața lui Năstăsie. Încă o dată ne cerem scuze pentru... Dacă se mai întrerupe live stream-ul, transmitem printr-un Wi-Fi. Nu avem posibilitatea să transmitem prin cablu. În cazul în care se va mai întrerupe transmisia, trebuie doar să dați refresh la pagină. Deviază acolo Berisha. Nu a plecat însă pe urmărire Rafael Stănescu. Nu s-au înțeles cei doi și mingea din nou la picioarele lui Mitrovici. Nu se grăbește Mitrovici. Schellenberul conduce cu 1-0 după golul marcat de Jordan Ghele în minutul 23. Cere un fault acolo Palmeș. Fluier încede din urmă centralul din Botoșani, Andrei Baciu. Minutul 35, 1-0 pentru Schellenber. Încă 10 minute din prima repriză. Merge pe stânga la Voicu. Ghele în careu. De la acolo între Voicu și Lazar. Centrare. Prado ușoară însă pentru Raul Avram. Se grăbește Avram. Trimite la Ivanovici. Mai departe pe partea dreaptă Kinde. Stănescu în dreapta. Berisha în zona centrală a careului. Trimite acum Kinde, însă prea în interior pentru Stănescu, iar Lumbu degajează în afara terenului. Trimis prea pe interior, nu apucase însă încă Rafael Stănescu să intre în combinație. Mondragon. Jucător care, vă spuneam, a jucat la Osasuna, la Puebla, în Mexic, a mai jucat și în Peru. De asemenea, a trecut și pe la Buzău și pe la Petrolul în țara noastră. Repunere de la margine pentru Minaur. Gheba. Horj. Berisha. N-a fost Berisha, îmi cer scuze, ci Rafael Stănescu. Încă o dată Stănescu încearcă să schimbe partea acolo. Stănescu spre Kinde, se apără bine însă Florinel Mitrea. În concentrare în careu minge prelungită la care nu mai ajunge Ivanovici. Degajează Mitrovici spre Voicu. Câștigă acolo duelul aerian Răzvan Lazar. Recuperează însă și Elimbă și o minge pe partea dreaptă, în care se apără însă excelent Stoian. Hoci din prima la Ivanovici. Gheba mai departe pe partea stângă la Stoian. Din nou în spate la Hoci. Mondragon mută bine liniile, cede la Elimbă. Pas acolo din prima în zona centrală. Reușită preluarea Ivanovici. Încercare de pas spre Gheba.
Minge respinsă din nou de cei de la Schellenberg. Ghele, omul care a marcat la jumătatea primei reprize, minutul 23. Din nou Ricky Gheba. Are spațiu pe partea stângă Gheba. Ajută și Ivanović. Abia acum primește Ivanović. Au reușit cei de la Schellenberg să se așeze, însă pe apărare. Gheba. Un doi acolo cu Berisha. Se apără însă din nou bine cei de la Schellenberg. Csíkszere are 2-0 în confruntarea cu Slobozia. În continuare Metaloglobus și Slatina la egalitate 0-0. Meciul care interesează aici la Baia Mare. Repunde la margine gazdele. Centrare în careu a lui Berisha. În 6 metri acolo, centrare înaltă, ploat în careu, fără probleme pentru Mitrovici. Schellenberg, o echipă care a promovat în sezonul 2021, la finalul sezonului 2020-2021 în Liga Secundă. Și nu se descurcă deloc rău. Recuperează Horj. A cerut acolo un fault Năstăsie, însă din nou dublează foarte bine cei de la Schellenberg. Excelent dublează în zona unde se află jucătorul cu mingea, puternic pe picioare Ghele. Joacă în spate la Lumbu, își prelungește mai mult mingea Lumbu, însă rămâne în noroc la balon. Acum Cărăruș pe partea stângă. Ajută acolo Voicu. Talona Voicu de Lazăr, centrare în care o spre același Ghele, era însă în offside. Jucătorul celor de la Schellenberg. Ne apropiem de ultimele 5 minute din prima repriză aici la Baia Mare. În continuare 1-0, gol marcat în minutul 23 de Iuri Jordan Ghele. Lazăr joacă în centru, la Dandea. Pasă între linii acolo la Berisha, care însă întoarce la Dandea. Țin mingea în teren cei de la Minaur și obțin o aruncare de la margine. Excelent, s-a descurcat Stănescu. În spate, la Gheba. Aruncă mingea în careu Gheba, reluare acolo. Spectaculoasă, Ali Kinde, dacă nu mă înșel, Cerhenț, băi Măreni. Recuperează Jovanović, poțul careului Jovanović. Șut acolo, ratat, Ali Berisha, tot el faultează cele din urmă la Cărăruș. Vede și cartonașul galben Berisha. Și îl înconjură acolo cei de la Baia Mare, pe centralul Andrei Baciu din Botoșani. Ioan Erchinde vede cartonașul galben. Ocazie bună pentru cei de la Minaur. Ne apropiem de finalul primei reprize. Pe data pauzei vom rămâne în direct cu stadionul din Baia Mare. Însă vom fi fără sunet pentru a încerca să protejăm cât mai mult transmisia de acele drepturi de autor în condițiile în care pe stadionul din Baia Mare la pauză va fi muzică. Degajează Mitrovic. Zona lui Voicu și Ghele. Recuperează repede Baia Mare. Fault la Berisha, care vede și el galben. Aplaudă decizia centralului din Botoșani. Da, un galben gratuit primit aici de Berisha. Palmir Berisha primește cartonașul galben. Probabil nemulțumit jucătorul celor de la Minaur pentru faptul că aici s-a dat hands, iar la ce au cerut ei Marea Mureșenii în careul sibienilor. Nu s-a dat nimic. Asta are în adâncime spre Ghele, care împinge acolo în duel cu Horj. Lasă jocul liber centralul din Botoșan. Degajare lungă a lui Avram până la celălalt portar, Alexander Mitrovic. Balon pe partea dreaptă.
la Raul Palmeș. Pleacă Monea pe partea dreaptă. Mingea să se duce puțin prea în interior. Pradu Șoadă pentru Hoc. Gheba. Bună pirueta lui Gheba. Atacat de Ghele. Faultează autorul golului. Vă reamintesc în celălalt meci dintre cele două echipe din acest sezon, în sezonul regular, a fost 3-0 pentru Minaur, meci care s-a jucat tot aici, pe stadionul din Baia Mare. Gheva la Mondragon. Lazar. În pressing Năstăsie, din nou capitanul celor de la Baia Mare, Mondragon. Dandea. Avram, stau bine cei de la Schellenberg, acoperă zonele, puține spații acolo între linii. Foarte scurt echipa lui Claudiu Niculescu. Stoian, Gheba, reușește driblingul Gheba în fața lui Luca, încearcă pasă filtrant acolo, Gheba scoate la marginea careului. Să din nou se apără bine Schellenberg. A fost acțiunea lui Rafael Stănescu și e posibilitatea de contraatac. 3 contra 5 în acest moment pentru cei de la Schellenberg pe acest contraatac. Cum se retrag doi jucători, pasă spre Ghele, însă e în offside. Ghele, care vede și cartonașul galben. A continuat faza Ghele după fluierul arbitrului. S-a dus bine faza, însă a întârziat puțin pasa spre Ghele. Vom vedea în curând câte minute de prelungire vor fi aici pe stadionul din Baia Mare. 2 minute în plus pentru această primă repriză. Mondragon, pasă greșită lui Mondragon, Ghele, toarce bine la Năstăsie, pleacă pe partea dreaptă Monea, s-a faultat acolo Năstăsie. Și cartonaș galben pentru Rafael Stănescu, omul care l-a oprit din acțiune pe Năstăsie, capitanul celor de la Schellenberg. Lovitură liberă, distanța puțin cam mare de poarta lui Raul Avram, 27-28 de metri, de poarta Băi Mărenilor, Năstăsie lângă minge. Vine și Mitrea, e acolo și Monea, să la cum s-a așezat Mitrea va fi cel care va executa. Nu, Năstăsie în cele din urmă pe jos, sare zidul, însă mingea lovește în picior pe unul dintre jucători, recuperează tot cei de la Schellenberg. Se luptă acolo și recuperează Jovanović, minge pe dreapta la Kinde. Doi la cola lui Kinde cu Mitrea și câștigă jucătorul celor de la Schellenberg. Avram joacă scurt la Răzvan Horj. Recuperează bine Monea. Și e 3 contra 1, minge spre Ghele de la Năstăsie, a ajuns din spate Ghele, intervenție la minge. Și în acest moment se încheie prima repriză, 1-0 la pauză pentru Schellenberg, gol marcat în minutul 23 de Jordan Iuri Ghele. Rămânem în direct cu stadionul din Baia Mare, revenim și cu comentariul audio peste aproximativ 15 minute.
Oprim o modificare la CSM 9 Baia Mare și cu numărul 23 Rafael Stănescu și a intrat cu numărul 9 Senad Iarovici. Stă să înceapă repriza a doua a partidei dintre Minaur Baia Mare și CSC Schellenberg. La pauză 1-0 pentru Schellenberg, gol marcat de Ghele în minutul 23. O schimbare la Minaur Baia Mare. La pauză a ieșit de pe teren Rafael Stănescu și a intrat Sehad Iarovici, jucător care a mai trecut pe la Domžale, Spartak Târnava, jucat și Norvegia, iar în România a trecut și pe la Petrolul Ploiești acest Sehad Iarovici. Dar începe partida de la, începe repriza a doua de la 1-0 pentru cei de la Schellenberg. Minge acum pe partea dreaptă. Lazar. Gheba. Din nou Lazar. Excelent asta cei de la Schellenberg pe defensivă în prima repriză. Minge pierdută ușor acum de cei de la Baia Mare. Ghele. Toarce bine Ghele și o pasă acolo pentru viteza lui Voicu. Intervenție însă excelentă acolo a lui Răzvan Lazar. Bine a jucat Ghele această fază în rol de pivot cu spatele la poate, a reușit excelent să întoarcă pentru un coleg, însă s-a apărat bine Lazar. Rămân în posesie cei de la Minaur. Ocazia acolo, degajarea Mitrea și va fi depunere din 6 metri pentru Baia Mare. Se pregătește să degajeze Raul Avram. Reușește acolo să prelungească pe spate un jucător de la Minaur. Cere fault Palmeș, lasă jocul să continue centralul din Botoșani, abia acum Fluir a încercat încolo centralul botoșanean să vadă dacă se fructifică acel avantaj pe care l-a lăsat după faultul asupra lui Raul Palmeș. A întors bine faza. Continuare 0-0 la Metaloglobus cu Slatina. Csíkszereda are 2-0 cu Slobozia. Respinge Lumbu, însă s-a suferat fault. Vă reamintesc, Baia Mare neînvinsă în play-out. Însă e campioana egalurilor, a început bine cu un 2-1 aici pe teren propriu cu Poli Timișoara. Apoi 0-0 la Metaloglobus, egal aici 1-1 cu Csíkszereda și apoi din nou un rezultat de egalitate 0-0 la Slobozia. Etapa viitoare, ultima din acest sezon, Minaur se va deplasa la Slatina. Schellenberg a început excelent play-out-ul cu un 3-2 la Slobozia. Nouă victorie, 2-0 acasă cu Slatina și apoi a treia victorie la rând în play-out, 1-0 cu Poli Timișoara, meci care s-a jucat pe Bega. Etapa trecută a pierdut acasă Schellenberg 2-1 cu Metaloglobus, să vă spuneam, nu am emoții în ceea ce privește retrogradarea. Obține acolo aruncare de la margine Gheba. Repune de la margine Chinde, foarte activ în prima repriză Viorel Chinde. Prelungire acolo pe spate a lui Iarovici. Recuperează excelent, însă din nou Schellenberg și o minge pe partea dreaptă pentru viteza lui Monea. Urcă și Ghele. Excelent, ajută acolo Palmeș, vine pasă prea puternică și o centrare în 6 metri. Zona unde Avram nu are probleme să pierd din nou ușor cei de la Minaur, repun de la margine oaspeții. Mm-hmm.
apropiem de minutul 50. Recuperează Minaur. Kinde. Doi la acolo, Kinde reușește să treacă de Voicu. Pasă spre Gheba. Se apără bine din nou Florinel Mitrea. Absorb foarte bine presiunea cei de la Schellinger. Deși Minaur are posesia, nu se creează ocazii la poarta lui Alexander Mitrovici. Linie defensivă sigură acolo pentru Claudiu Niculescu. Gheba pe partea dreaptă, aproape de colțul terenului. Gheba întoarce bine la Lazăr. Nu centrează din prima. Lazăr îi permite acolo lui Voicu să intervină. Mondragon. Lazăr. Din nou Gheba. Acțiune bună a lui Gheba. Centrare pe 6 metri. Încercare de doare acolo cu călcâiul a lui Berisha. Minge respinsă și va fi corner. Execută cornerul pentru Baia Mare, același Viorel Kinde. Gheba undeva la 20 de metri, fără marcaj, pe respingere. Centrare. Din nou, defensiva celor de la Schellinger respinge. Se întoarce bine acolo jucătorul celor de la Minaur. Centrare în careu, faza lui Jovanovic. Se întoarce minge la Jovanovic. Pasă la Mondragon, centrează Mondragon. Minge deviată pe spate. Și încă un corner la poartea celor de la Schellinger. S-a încins și publicul aici pe stadionul Băi Mărean. Din nou Kinde la colțul terenului. Pe jos Kinde, Pradu și la competă defensivă. Din nou Jovanovic la 20 de metri, șut deviat. Și fără probleme reține Mitrovic. Smulge câteva aplauze din public. Jovanovic, degajat de lungă a lui Mitrovic. Fără probleme însă s-a apărat acolo Alexandru Stoian. Încă o dată Stoian, primit de la Horj. Și minge în spate la Avram. Minge lungă pe dreapta spre Kinde. Prea puternic însă și nu mai ajunge jucătorul celor de la Baia Mare. A trecut prin Liga a doua și pe la Comuna Recea. Certat acum Kinde de Miriuță. Pierd ușor cei de la Schellinger. Aproape de recuperare acolo Luca. Jovanovic, zonă centrală. Pasă la Kinde pe dreapta. Din nou scurtă la Jovanovic. Centrarea lui Jovanovic într-o zonă în care nu se afla decât Monea, jucătorul celor de la Schellinger. Greșește și Monea, nu reușește însă să recupereze Ricky Gheba. O face Kinde. Acum pe partea stângă Horj. Iată unde a ajuns fundașul central al celor de la Minaur. Minge la columbianul Mondragon. Mai departe la Lazăr. Din nou Mondragon. Verticalizare acolo a lui Mondragon. Gheba. Lazăr. Kinde. Intră în centru Kinde, centrare cu stânga, cu stângul. Atent acolo Mitrovic. Lasă mingea să iasă în afara terenului și va fi doar repunere din 6 metri pentru CSC Schellinger. Avertizat verbal acum Mitrovic pentru trageri de timp. A început și meciul de la Dej dintre Unirea și Steaua. E minutul 15, 0-0. Cixere la Slobozia 2-0. Metaloglobul Slatina 0-0. După această fază vă voi spune rezultatele și din seria B a play-out-ului. Din nou o pasă spre Kinde. Se apără bine cei de la Schellinger, însă va fi repunere de la margine după intervenția lui Natea. În cealaltă serie FC Brașov-Concordia 2-1. Progresul Spartac, CSC Dumbrăvița 1-1 și Unirea Constanța Dipensia 1-0. Rezultate ce se înregistrează
în celelalte partide din Liga 2. Centrarea acum în careu, Iarovici poate profita de înălțimea sa acolo, jucătorul intra la pauză. Faultează în cele din urmă Lazar. Spuneam, Iarovici e un jucător înalt. Odată cu trecerea timpului, cred că vom vedea cât mai multe centări în careul lui Mitrovici. Clar, Lumbu este cel trimis de Claudiu Niculescu să țină acolo la Iarovici. Se pregătește să degajeze Alexander Mitrovici. Linge lungă spre autorul golului Ghele. Se luptă acolo, excelent, și ține de minge Sibieni. Pasă a lui Luca spre Ghele, prea puternic însă. S-a luptat bine Luca acolo, însă la mijlocul terenului. Dandea, un nou atac pentru Minaur. Se așează în același 4-4-2 pe apărare cei de la Schellinber, cu Năstăsie și Ghele. Se retrage acum greu Ghele după acea pasă și recuperează însă excelent Ghele, însă trimite doar până la Ghepa. Intervenție prin alnecare acolo a lui Ghele, necontrolată însă. Kinde pe dreapta, Lazar. Tot stadionul la cerul central e acolo la Lazar. Năstăsie a încercat să devieze pe dreapta. A stat bine Horj în fața lui Monea. Se scurg minutele aici pe stadionul din Baia Mare. Kinde poate centra pe jos acum. Kinde, minge deviată care ajunge la Mitrovici. Nu a putut urmări acolo Dandea. Degajare lungă a lui Mitrovici spre același Ghele în duel cu Horj. Repunere de la margine pentru CSC Schellinber. Se duce să execute repunerea de la margine Mitrea. Spuneam, Mitrea, 29 de ani, trecut pe la Turi, Schindia și Universitatea Cluj. Gheba lasă jocul să continue, centralul Nivotoșan. A fost faultat Gheba de Luca. Continuă acțiunea Gheba pe partea dreaptă. Vine să ajute și Năstăsie. Da, s-a complicat acolo Gheba, de posedat ușor. Nu a mai avut nici forță să continue faza. Uite, m-a trecut și un fault. Dribbling back excelent acum a lui Alexander Luca. Lasă jocul să continue, centralul din Botoșan. Dandea minge zona centrală, Jovanovici curge faza până pe partea stângă la Stoian, centrare blocată. Patru contra trei pentru cei de la Schellinber, superioritate numerică, minge acum pe partea dreaptă. Să vedem centrarea, trei oameni în careu, așteaptă la marginea careului acolo Ion Cărăruș, însă vine o centrare, era singur pe 16 metri Cărăruș, a preferat o centrare jucătorul celor de la Schellinber, a fost acolo Monea, cel care a centrat, discută, mai aprins cei doi, rămâne 1-0, corner pentru Schellinber, minutul 59. Centrare pe 6 metri. Faultat acolo Mondragon. Lovitură liberă din propriul careu pentru cei de la Baia Mare. Execută repede Jovanovici. Dandea, deposedat ușor Dandea acolo de Ghele. Toace la Năstăsie. Încearcă și el un dribbling acolo Năstăsie. Nemulțumit Claudiu Niculescu pe margine. Da, s-a cadut mijlocul terenului la cele două echipe. Șut acum blocat, încercare de la distanță a lui Berisha, fără pericol pentru poarta lui Mitrovici. Vă spuneam, în ultimele 2-3 minute s-au cadut cele două echipe la mijlocul terenului. Luca trimite la Palmeș. Cărăruș încearcă spre același Palmeș, nu a fost offside, ajunge mingea
jucătorul celor de la Schellinger. La marginea careului același Luca Voicu. Combină bine cei de la Schellinger acolo aproape de careul băimărenilor. Cărăruș, intrare în care 18 metri și ce intervenție are acolo Avram la șutul lui Ghele. Ocazie uriașă pentru Schellinger la fix oră de la startul partidei offside aici la Sehad Iarovici. Decizie corectă a tușierului pe această parte. Se află asistentul din Lugoș, Călin Cimponeriu, pe partea cealaltă din Timișoara, Ștefan Patrick Sandu. Însă ce ocazie a avut acolo Ghele, cât de bine a intervenit Avram și o ține joc pe Minaur. Voicu, doi la acolo lui Voicu cu Lazar. Obține cornerul jucătorul celor de la Schellinger. Pe banca de rezerve, vă reamintesc, la Schellinger, Roșca, Visa, Manole, Arhiri, Crișan Popescu, Buzan, Răducioiu și Ursul, Aminaur, Boilă, Iacob, Alexe, Cima. Acțiunea lui Kinde, pe dreapta. Minge din nou pe partea dreaptă Lazar. Obține cornerul Răzvan Lazar. Da, încă o dată ne cerem scuze pentru aceste întreruperi. Nu avem posibilitatea să transmitem prin cablu de internet, transmitem printr-o cartelă și de aici vin și aceste probleme cu internetul. Ne cerem scuze încă o dată. Trebuie doar să dați refresh la pagină în cazul în care vor mai apărea aceste întreruperi. Kinde, corner la bara a doua, prea puternic, însă trimite Kinde în concentrare, respinge defensiva celor de la Schellinger până la Gheba. Vom avea în curând 3 schimbări, 2 la Minaur, 1 la Schellinger, probabil după această fază. În concentrare în careu, respinge Lumbu, din nou dat până la Gheba. Kinde pe partea dreaptă, în concentrare, însă toate centrările au fost respinse fără probleme de defensiva celor de la CSC Schellinger și se fac acum schimbările în cele două echipe. Prima la Schellinger iese de pe teren cu numărul 19 Adrian Voicu și intră cu numărul 99 Lucian Buzan. Schimbări și la Minaur. A ieșit de pe teren Lazar și a intrat Richard Cim. Și cea de-a doua schimbare iese Petre Ivanovici și intră cu numărul 13 Cătălin Alexe. O modificare produsă la formația de Schellinger și numărul 16 Florian Mitașal, a intrat Lucian Buzan, iar la Baia Mare și cu numărul 3 este vorba de Răzvan Lazar și a intrat Botanul Tal cu numărul 20. A ieșit de pe teren Petre Ivanovici cu numărul 13 și a intrat cu numărul 13 Cătălin Alexe. Așadar, trei schimbări până acum la Minaur, cu tot cu cea de la pauză. Lazar, Ivanovi și Stănescu au ieșit, au intrat Alexe, Iarovici și Cim. O singură schimbare la Schellinger, Lucian Buzan pentru Adrian Voicu. Presici reușește să recupereze, excelent, Năstăsie, ajută Ghele pe stânga, este Buzan. Să pierd ușor cei de la Schellinger, tot ei însă recuperează. Minge la nou intratul Buzan. Luca. Mai departe curge faza până la Cărăruș. Pasă pe partea dreapta lui Cărăruș. Prea puternic însă. Și va fi repunere din 6 metri. Minutul 66. Încă o minge lungă spre Iarovici. Deocamdată nu a avut nicio minge utilă. Atacantul a intrat la pauză. Kinde e liber pe dreapta. Minge între Gheba și Kinde.
fără probleme pentru Buzan. Spațiu mare acum pentru Năstăsie între linii, acolo greșește, însă pasa Năstăsie, intervine ușor Cătălin Alexe, jucătorul din tată în urmă cu câteva minute. Excelent Schellinger pe apărare, foarte sigur acolo și Lumbu. Repunere din 6 metri pentru cei de la Schellinger. Încă o dată ne cerem scuze pentru aceste întreruperi. Năstăsie, Ghele încearcă pasă Ghele spre Buzan. Va fi repunere de la margine pentru Schellinger. Ne apropiem ușor, ușor de minutul 70. Lasă Ghele acolo pentru Mitrea. Cărăruș faultează. Lovitură liberă pentru Minaur. Se grăbește Mondragon. Joacă scurt până la Dandea. Pasă la Horj. A, veste proastă pentru cei de la Minaur. Metaloglobus a deschis scorul în confruntarea cu Slatina. E 1-0 și la aceste scoruri Minaur, din păcate pentru maramureșeni, va retrograda în Liga Secundă. Da, cât a fost întreruptă live-ul, nu s-a întâmplat mare lucru aici pe stadionul din Baia Mare. Tot 1-0, s-au făcut câteva schimbări, a intrat și Rotar la Minaur, două schimbări la Schellinger, au intrat Nini Popescu și Răducioiu. Acțiune acum pe partea stângă, centrare în care însă din nou aceste centrări nu duc la nimic. Mitrovici nu a avut probleme, la fel și fundașii centrali Lumbu și Natea. Acțiune pentru cei de la Schellinger. Surprins în offset acolo Ghele, omul care a marcat singurul gol de până acum în minutul 23. Se vor mai face două schimbări la cei de la Schellinger. Vor intra pe teren Visa și Denis Ursu. Acțiune pentru Minaur. Berisha, centrare blocată, corner. Minutul 83. În continuare 1-0 aici pe stadionul din Baia Mare pentru cei de la Schellinger. Centrare pe 11 metri, lovitură de cap acum, respinge, excelent defensiva celor de la Schellinger, încă o dată minge trimisă spre poarta lui Mitrovici și în acest moment derajează cei de la Schellinger, recuperează Ghele, pasă încercat acolo spre Buzan. Nu a fost offside la Buzan, Gheba, excelent, însă se retrage, aplauda Gheba, iese Avram din poartă. Încearcă să ducă mingea cât mai aproape de careul celor de la Schellinger. Relare total ratată a lui Bogdan Rotar. Și se fac acum schimbările la Schellinger. Intră pe teren Bogdan Visa cu numărul 24 și Denis Ursu cu numărul 11. Iese de pe teren Ion Cărăruș. Primul jucător schimbat. Pe,
Iese de pe teren și Monea. Meș foarte bun făcut de Monea. La aceste scoruri, vă spuneam, se știu echipele retrogradate. Ripensia Timișoara, Unirea Constanța, Podi Timișoara și Minaur Baia Mare. La baraj vom avea Progresul Spartac contra celor de la Metaloglobus. Încă o dată ne cerem scuze pentru aceste întrerupere ale transmisiunii. Nu avem posibilitatea să transmitem acest meci prin cablu de internet. Transmitem doar printr-un Wi-Fi, printr-o cartelă. A ieșit cu numărul 21 de pe teren Ioan Călăruș și a intrat cu numărul 24 Bogdan Bișa. A ieșit cu numărul 20 George Monea și a intrat cu numărul 11 Denis Ursu. Repunde la margine cei de la Minaur. Se grăbesc băieții antrenați de Vasile Miriuță. Dandea. Pasa lui Dandea către Cătălin Alexe. Centrare pe jos încă o dată însă. Defensiva celor de la Schellinger. De pe aceste la aceste centrări de pe stânga și de pe dreapta nu a avut probleme nici Mitrovic, cât nici fundașii centrali. Protejează acolo Dandea. Scoate la Gheba. Avansează Gheba, centrare slabă și al lui Gheba, fără probleme Nesterloi Lumbu. S-a terminat meciul de la miercuri, Ciuc Cixere, dar Unirea Slobozia 3-1. Vă reamintesc la acest scor, Schellinger trece pe primul loc în Seria A. Lansare în adâncime către Iarovici. Reușește să lovească acolo Iarovici cu capul, însă nicio emoție pentru Mitrovici. Degajează lung Mitrovic în zona lui Ghele. Se luptă Ghele, e minutul 87. Va fi repunere din 6 minute, însă a luptat bine acolo Ghele. A încercat să scoate ceva pentru echipa sa în duel cu colombianul Mondragon, capitanul celor de la Minaur. Minge lungă. Respinge ușor din acea zonă Visa. Gheba, șut de la distanța lui Ricky Gheba. Aplaudat de public, însă fără emoții pentru poarta lui Mitrovic. Mitrovic se luptă acolo, însă din nou defensiva celor de la Schellinger reușește să rezolve. Pauză la Dej, Unirea Dej Steaua, 0-0. S-a terminat Cixe de la Unirea Slobozia, cum am spus, 3-1. Brașov Chiajna e 2-1. Metaloglobus Slatina 1-0. S-a terminat și Progresul Spartac Dumbrăvița 3-2, iar Unirea Constanța conduce pe Ripensia cu 2-0. Minge acum pe partea stângă de ataca celor de la Minaur. Excelent, blochează acolo Raul Palmeș. Horj încă o minge înalt în careu, încă o dată însă defensiva celor de la Schellinger prin Lumbu reușește să degajeze. Recuperează Mondragon. Horj. Ghele, cel mai avansat om al celor de la Schellinger, undeva la 30 de metri de propria poartă. Încă o centrare în care excelent s-au apărat băieții lui Niculescu la aceste centrări. Gheba. Gheba încearcă pe jos. Acum înalt o minge către Iarovici. Prea înalt însă. A ieșit minge în afara terenului și e posesie pentru Schellinger, aruncate de la margine. S-a terminat și partida de la București dintre Metaloglobus și Slatina 1-0. Și-a dat indiferent de ce se mai întâmplă aici sau în ultima etapă când Baia Mare va merge la Slatina. Minaur retrogradează în Liga 3 după doar un sezon.
Vă reamintesc, din seria 9 și seria 10 a Ligii a 3-a, 3 din 4 echipe sunt echipe cu istorie în fotbalul românesc, FC Bihor, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, alături de Unirea Ungheni, se vor lupta pentru un loc în eșalonul al doilea al fotbalului românesc. Să vedem câte minute va arăta arbitrul de rezervă. Nu prea au fost întreruperi, poate doar la acea accidentare de mai devreme la Lumbu. Au fost acele schimbări. 3-4 minute maxim va arăta Mihai Aznaș din Botoșani. Meci rezolvat de golul lui Ghele din minutul 23. Minaur a încercat să atace, însă mai mult a măcinat în gol. Pasă pe stânga. A nemulțumit publicul băimărean pentru aceste pase în propriul careu. Ușor, publicul părăsește stadionul Viorel Mateanu din Baia Mare. Încă o minge respinsă. Șapte minute de prelungire indicate de la margine. Nemulțumit Claudiu Niculescu, discută cu arbitrul de rezervă. A trecut deja primul minut. Degajare spre Ghele. Se luptă acolo Ghele cu Mondragon. Câștigă columbianul celor de la Minaur. Degajare lungă spre Iarovici, reușește să devieze Iarovici, însă Berisha s-a văzut puțin astăzi. Centrare în careu, Iarovici pe suminge, reluare acum pe spate, respinge Marcovici, a fost reluarea lui Rotar. Încă o centrare în careu, nu reușesc nici de data aceasta gazdele să trimită spre poarta lui Mitrovici. Și e fault acolo făcut de Rotar. Ultimile minute aici pe stadionul din Baia Mare. Protestează Niculescu, probabil pentru minutele de prelungire. Degajează Mitrovici, lung, în zona Ligele, recuperează Mondragon. Puține idei însă în față pentru Minaur. Berisha s-a văzut foarte puțin. Nici Iarovici, jucătorul intrat în locul lui Stănescu la pauză, nu s-a văzut, nu a apărut la finalizare. Aceste mingi lungi sau centările, că au venit de pe stânga, că au venit de pe dreapta, a fost pradă ușoară pentru apărarea celor de la Schellinger. Faulta Ligele asupra lui Mondragon. Ar fi prima înfrângere în acest play-out pentru Minaur. Pasă pe stânga lui Dandea. Centrare în careu prea lungă și va fi doar repunere din 6 metri. Repunere din 6 metri pentru Schellinger. Degajează Mitrovici, recuperează repede cei de la Minaur. Berisha pasă pe stânga, se apără acolo Palmeș. Centrare identică cu cea din urmă cu 40 de secunde. Prea lungă, direct în afara terenului.
Da, nu se mai pot întâmpla multe lucruri de aici la Baia Mare. Deci s-au arătat 7 minute de prelungire, 4 dintre ele s-au și scurs. Minge spre Ghele, omul care a decis până acum această partidă cu golul său din minutul 23. Reușește centrarea Ghele, încercare de doare spectaculoasă a lui Iuțu. Execuție însă nereușită. Ricky Gheba, duel acolo în viteza lui Gheba, reușește să treacă de un adversar, de Nini Popescu. Șut acum mult peste poarta a lui Dandea. Rămâne 1-0. Vedeți, încet, încet spectatorii încep să părăsească stadionul din Baia Mare. Dezamăgiți, Minaur cade în Liga a 3-a. Schellinberul, în schimb, trece pe primul loc în play-out. Un sezon bun și cine știe, poate la anul comunal Schellinberg, călăreții roșii își vor propune mai mult. De ce nu? A reușit-o Dejul în acest sezon, că s-a calificat în play-off. Centrarea acum în care o reluare cu capul a lui Rotar, peste. Spuneam, a reușit-o Dejul în acest sezon, chiar și Buzăul. De ce nu a reușit-o Schellinberg în sezonul 2023-2024? Cam un minut din prelungirile arătate de brigada de arbitri. Încă o dată numele echipe de transmisie, încerc scuze, față de acele întreruperi, mai ales față de acea lungă din minutul 70. Cartonaș galben acum pentru Răzvan Horș. Vă spuneam, ne cerem scuze pentru acele întreruperi. Nu am putut să transmitem printr-un cablu de internet, am fost nevoit să transmitem printr-o cartelă, iar de aici au venit, intervenit acele probleme. Ne cerem scuze, sperăm că am oferit o transmisiune în rest de calitate, cu un comentariu bun. Revenim aici pe stadionul din Baia Mare. Ghele, Rexene reușește să se întoarcă pe lângă Mondragon, atacat de doi adversari. Ghele continuă, 11 metri, Ghele, minge deviată acolo de Stoian și va fi corner. Însă ce fază a făcut acolo Jordan Iuri Ghele? A trecut de trei adversari, al patrulea însă a pus piciorul decis la acea contră și a trimis mingea în corner. Au trecut și cele 7 minute arătate de centralul din Botoșani. E corner la poarta lui Avram, însă nu știu dacă va mai lăsa să se execute și această fază. Na, vor juca scurt cele la Schellinberg. Minge la Nini Popescu. Da, așteaptă fluierul de final cei de la Schellinberg, care vine în acest moment final de meci aici pe stadionul Dealul Florilor, cum e cunoscut, de Marea Mureșeni. Victorie pentru CSC Schellinberg, 1-0, gol marcat de Ghele în minutul 23. Minaur Baia Mare, după un singur sezon, se reîntoarce în Liga a 3-a. Schellinberg-ul conduce play-out-ul, seria A a play-out-ului din Liga Secundă. Cine știe, vă spuneam și pe parcurs, probabil Schellinberg își va propune mai mult la anul și o calificare în play-off. Atât de aici, de pe stadionul Viorel Mateanu. Eu am fost Florin Crișan, mulțumesc pentru atenție, un weekend plăcut tuturor, la revedere!